12 aprilie. Să aveți în voi gândul acesta. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni 2:5. Rugăciunea pe care Hristos ne-a dat-o ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ, așa cum se face în cer, trebuie să capete un răspuns. Minunată este această rugăciune pe care trebuie să o prezentăm înaintea lui Dumnezeu și apoi să o împlinim în viața zilnică. Știința sfințeniei, morala pe care Evanghelia o inspiră, nu recunoaște nicio măsură în afara perfecțiunii gândului lui Dumnezeu, a voinței lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să primească, prin convertire și transformare, caracterul și gândul lui Hristos. Prin Fiul Său, Dumnezeu a descoperit desăvârșirea pe care omul este capabil să o atingă. Și în fața lumii, Dumnezeu ne dezvoltă ca mărturii vii a ceea ce omul poate deveni prin harul lui Hristos. O, de ce mâhnesc așa de mulți inima iubirii nemărginite? Dumnezeu permite fiecarei persoane a-și exercita individualitatea. Nici o minte omenească nu trebuie să fie cufundată într-o altă minte omenească. Dar îndemnul a fost dat, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Fiecare individ trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu printr-o credință personală, o experiență personală, știind pentru sine că Hristos este modelul și că acesta este în ei nădejdea slavei. A imita exemplul oricărui om, chiar a unui om pe care în judecata noastră omenească l-am putea privi ca aproape perfect în caracter, ar însemna să ne putem pune încrederea într-o ființă umană, imperfectă și nedezvoltată, care nu este în stare să dea nicio fărâmă sau o părticică de perfecțiune vreunei alte ființe umane. Ca model, avem pe unul care este totul și în toate, cel mai ales între 10.000, unul a cărui superioritate întrece orice comparație. Ce spune Învățătorul Divin? Voi fiți dar desăvârșiți. Matei 5:48. Oare ne-ar chinui Hristos cerându-ne ceva imposibil? Niciodată! Niciodată! Ce onoare ne este acordată prin aceea că ne îndeamnă să fim sfinți în sfera noastră, așa cum Tatăl este sfânt în sfera sa. Și prin puterea sa suntem în stare să înfăptuim aceasta, deoarece el declară: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Este privilegiul meu și al tău de a pretinde această putere nemărginită.